în speranța să văd un vlog, din păcate. Update-ul ar fi cea mai bună înghețată pe care am mâncat-o în viața mea. Nața, suntem încă în Zagreb. Momentan căutăm un loc unde se tundă Alex. Am fost la o frizerie aici, dar este full și nu s-a gândit să-și facă rezervare dinainte. Suntem în drum spre Ljubljana, asta schimbăm țara. Și ne gândeam că poate între timp reușim să mai rezolvăm și alte lucruri. Urmează mai multe vloguri, de fapt, din Slovenia, pentru că vom încerca să stăm pe acolo o perioadă. Voiam neapărat, eu cel puțin, și l-am convins, cred, și pe Alex, să mergem să facem niște trasee prin munții Sloveniei, prin Alpi, pentru că am găsit niște locuri atât de frumoase, încât trebuie să le vedem, trebuie să mergem să le vedem. Și o să stăm câteva zile în Ljubljana, după care o să mergem spre nordul țării să vedem munții. Foarte complicat să mă filmez singur, mai așa să avem mâine, ca să nu ne lasă mâna benzină. Am venit și noi să băgăm benzină. Iulia încearcă să termine de-a plata vlogul, am găsit un hotspot aici. Este 15.30, 15.30, cea de 100 și stați 2 secunde, că e mai ușor să vă arăt direct prețurile. O să facem și conversia și mergem să ne luăm și noi o cafeluță. Păi hai, dăm direct către Ljubljana, să vedem ce planuri avem pe acolo. S-a făcut și plină. Revenim. Haideți că până la urmă ne-am pus la masă să bem și noi o cafea. Mă rog, în speranța să vlog un vlog, din păcate. Uite s-a de upload, este 0.3, 0.4 mega. Așa că n-avem nicio șansă. Vreau să vă spun o chestie. Nu s-a vlog un vlog cu bugetul din Croația. Ideea este că noi acum ne-am învârtit, am mers puțin prin Zagreb, în partea de sus. Și o să mergem în Slovenia și după aia ne întoarcem înapoi în Croația. Și să facem bugetul atunci când ieșim din Croația. Am ajuns și noi la hotel, acum mergem în cameră, foarte drăguț aici și ne-a zis domnul de la cazare de aici, de la hotel, de câteva lucruri. Acum urcăm în cameră să vedem cum e. Ata abstractă. Haideți să mergem. Am zis-o pe sezi îmbarcare. Este cumva în pădure, este lângă o stradă principală, doar că este băgat în pădure. Dar de obicei, ultima cameră vorba. Suntem obișnuiți deja, da, literalmente ultima. Ok, în față cred că e baia. E drăguță, avem cabină de dus. Băiță drăguță, stai. Nu știu să deschid asta. Asta-i patul, e televizor. Aici probabil o să edităm vlogurile, sau nu? Da, drăguț. Am ajuns și noi în Ljubljana și în cazul în care nu vă dați seama, plouă cu soare. De când am venit. Mergem și noi să mâncăm ceva, pentru că este aproape 6 după amiaza și noi n-am mâncat nimic astăzi, că n-am apucat. Am fost pe drum. Update-ul ar fi că Dixie nu s-a tuns încă. N-a zburat iar umbrela. Sunteți obișnuiți cu chestia asta, deja e a treia oară. Cu asta ne ocupăm. Și mergem că am găsit un restaurant. Poate prindem și loc acolo. Care se numește Iulia. Și mergem să mâncăm și noi niște mâncare tradițională. Să vedem ce găsim. Ne-au recomandat de la hotel niște feluri. Să vedem dacă le găsim aici. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Simons, am ajuns și noi la un restaurant care se numește Iulia, pentru că practic de-aia l-a ales Iulia. Am reușit să ne strecurăm la o masă, doar că avem o oră și un sfert de când am ajuns, acum mai avem o oră să mâncăm, practic. Am dat deja comenzi și ok. Și vreau să vă arăt o limonadă cu bule. Am primit și noi mâncarea, eu mi-am luat un gulaș de vită, care arată foarte bine. Este gulaș de vită cu mămăligă, pentru că români suntem, și cu pâine și carne arată așa, arată super bine și miroase extraordinar. Nici nu vă pot explica în cuvinte cât de bine miroase. Și Dixie și-a luat vită cu sos de fructe de pădure. Și o să gustăm să vedem cum e, că nu știm. Carnea este foarte fragedă, se topește efectiv în gură. Este foarte, foarte bine făcută și e super gustoasă. Am mai luat o gură înainte. Da. Este aceea senzație de fiecare dată, e super bună. Este fix cum trebuie, ciupercile sunt super bune. Asta nu știu ce este, sunt paste cu ceva, nu știu ce.
Brânză, probabil. Din moment ce pentru noi este o țară nouă și este un oraș nou, cred că ar fi drăguț să spunem câteva lucruri despre Slovenia în general și apoi despre Ljubljana. Slovenia are 2 milioane de locuitori, 60% din suprafața țării este acoperită de pădure. Este una dintre cele mai sustenabile țări din Uniune. Are peste 90.000 de apicultori și are o podgorie la fiecare 75 de persoane. Slovenia înseamnă țara slovenilor, în traducere, și Slovo vine de la oameni care vorbesc aceeași limbă. Numele capitalei înseamnă cea iubită. Prin capitală trece râul Ljubljanica și simbolul orașului este dragonul. Ce voiam eu să mă spun este că ghiciți unde se duce Iulia, aveți o șansă. Exact! Tara! Partea bună e că în țara asta o să stăm mai mult și după aia ne întoarcem în Croația, deja are de acolo, deci suntem în regulă. Ia uitați pe ce credeți. Ok, stai că avem ceva nou aici. E asta. Cred că la un moment dat o să facem o colecție cu podul cu lacăte. Aparent am găsit ceva interesant aici. Niște peștișori. Și aparent și de astea au găsat lacăte. Simbolul Ljubljanei este dragonul. Acesta se regăsește pe pod. Este desenat și pe turnul de la castel, care se vede undeva acolo. Departe. O să urcăm zilele următoare. Și pe stema orașului. Practic, dragonii simbolizează putere, curaj și măreție. Și un mit spune că dacă omori un dragon, ești... Gen, puterea dragonului dezlănțuie apele. Și chestia asta face referire la faptul că Ljubljana stă... Ljubljana e situată într-o zonă mlăștinoasă și e periodic amenințată de inundații. Mai credibil se pare că ar fi legenda care spune că dragonul a rămas de la Sfântul Gheorghe, al cărui hram îl poartă capela castelului din Ljubljana. Am găsit o gelaterie, se numește Cacao, au cea mai bună înghețată pe care am mâncat-o în viața mea. Astea sunt un scoop cu două arome. Nu știu dacă Dixie mă filmează, că e preocupat să-și mănânce înghețata și nu știu dacă înghețata intră în cadru. Imaginați-vă dacă mi-aș fi luat două scoopuri, două cupe de înghețată, ce ar fi însemnat. Este super bună, este extrem de aromată și foarte densă. Să vă spune și Dixie ce și-a luat. Ciocolată albă cu pistacio și cremă de alune. Vedeți că vă filmez acum și... M-am început nici crema de alune. Știați că e foarte greu să bornești camera cu nasul? Așa se numește. Și mă duc acum și la arome. Scuzați filmatul, sunt, dar mănânc. Aceasta nu este o reclamă, dar eu vă rog să dați subscribe și ne vedem în comentarii. Mulțumesc! Terminăm asta și mai vedem ce mai facem. Ziua mea e completă după ce mănânc asta. I'm good. Înghețata mea are zmeură congelată înăuntru. Că eu nu cred că v-am spus, dar mi-am luat alune. Doar că eu mi l-am luat cu ciocolată neagră cu zmeură. O zmeură întreagă, înghețată. V-ați prins? Există viață după înghețată? Este foarte mare porție, așa am luat, cred că cea mai mică porție. Nu, mă rog, nu e cea mai mică, cea mai mică este o singură aromă. Jumătate de cupă de înghețată. Mai pot. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight.
found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh. Tot cea mai tare e că pe stațiile de încărcare scrie petrol, I can't even. Dar văd că au o aplicație pentru ele, nu văd cât costă. 25 de cenți pe kilowatt. Dacă sunteți care aveți mașină electrică, astea sunt prețurile. 25 de cenți pe kilowatt sau 30 de cenți pe kilowatt. Am uitat să vă zic de parcări. Într-un final au ajuns noi într-un loc unde n-au limită de ore la parcare. Parcarea se plătește între 7 dimineața și 7 seara și sunt 3 zone de 40 de euro 5 pe oră și 70 de euro 5 pe oră și 1,20 euro pe oră, în funcție de cât de aproape sunteți de centru. O să încheiem și noi seara asta aici. Suntem super obosiți, am fost o grămadă de ore astăzi pe drum, dar înghețata a fost extraordinar de bună și orașul ăsta are un vibe atât de mișto. E plin de energie, plin de căței, de oameni care se plimbă cu bicicletele. E tot o relaxare și o voie bună, atât de frumos și aerul ăsta de aproape munte, să zic așa, e tare drăguț. E foarte curat, foarte liniștit, foarte verde orașul. Și abia aștept mâine să-l explorăm mai în detaliu. Ne vedem mâine! Pa, pupici! Numele capitalei înseamnă cele iubite. Am ceva pe aici cu mângâdirea.